și bine ai venit la noi în laborator. Eu sunt Mirela Popovic și sunt medic care îmi desfășoară activitatea în acest laborator. Te-am invitat azi aici ca să vorbim despre sănătatea mamei. Mi se pare un subiect foarte interesant și aș vrea să te întreb multe lucruri despre acest subiect. Prima întrebare este că mama are grijă mereu de mine, dar cum face în același timp să aibă grijă și de ea? Așa cum are grijă de tine, ca să mănânci sănătos, să îmbini activitățile școlare cu hobby-urile, să faci sport, mai ales că știu că tu faci fotbal. Da. Da. Așa ar trebui să aibă grijă și de ea. Să aibă o dietă echilibrată, să practice puțin sport, să încerce să se odihnească cât mai mult, să petreacă mai mult timp în natură. Mulțumesc, dar am înțeles că există mai multe tipuri de analize. Ce fel de analize ar trebui să-și facă mama? Mama ar trebui să-și facă un set de analize uzuale, pentru că ar trebui periodic să-și monitorizeze starea de sănătate. Iar noi, în cadrul laboratorului Sinevo, avem mai multe teste potrivite pentru mama și nu numai pentru mama, poate și pentru tata și pentru alți părinți și pentru alți adulți și copii. Sunt teste uzuale, le spunem noi, care ne arată starea de sănătate a ficatului, a rinichiului, a glandelor, ne poate arăta nivelul de zahăr din sânge, cum este glicemia, sau nivelul de grăsimi din sânge. Înțeleg, pare important, dar de câte ori ar trebui să-și facă analizele, cât de des? Recomandările sunt ca până în, la vârsta de 40 de ani să-și facă minim o dată pe an. Peste această vârstă se pot face analize și de două ori pe an. Cel mai important este faptul ca după obținerea rezultatelor să meargă cu ele la medic, în special la medicul de familie, pentru a fi interpretate și în cazul în care există niște modificări să poată fi tratate, ca mama să fie sănătoasă. Dar ce obiceiuri sănătoase ar trebui să aibă mama? Așa cum am pomenit de dietă, da? Dieta echilibrată înseamnă un consum mai mare de fructe și legume și mai mic de zaharuri și grăsimi. Să evite stresul este foarte important. Asta înseamnă că trebuie să se odihnească, să doarmă minim 8 ore pe noapte, să-și facă timp pentru ceva ce face plăcere, să citească o carte bună, să se uite la un film, la un serial TV, să petreacă timp cu voi, să mergeți în parc. Înțeleg, dar ea bea în fiecare zi cafea, uneori doar una sau uneori mai multe. Este bine? E greu de răspuns la această întrebare, să știi că este o întrebare care și-au pus-o mulți specialiști și răspunsul poate să fie una, trei cafele pe zi, nu mai mult, pentru că o cantitate excesivă de cafea poate să ducă la stări de agitație, de nervozitate, poate să dea tulburări de somn, poate să dea tulburări ale pulsului. Voiam să te întreb, mama prietenului meu nu mănâncă deloc carne, este sănătos? Fiecare persoană este liberă să-și aleagă o dietă care îi se potrivește. Dacă ea crede că este bine să nu mănânce carne, da, poate să o facă. Doar că trebuie să-și monitorizeze starea de sănătate periodic, trebuie să-și dozeze nivelul de vitamine, cum este vitamina D, vitamina B12 și alte vitamine din grupul B, fierul, calciu, magneziu și în cazul în care apar anumite deficite, să poată să-și le trateze prin suplimente alimentare, la indicația, bineînțeles, a medicului. Dar aș vrea să te întreb despre vitamina B12, pentru că am auzit despre alte vitamine, cele pe care mi le-ai zis, doar că despre aceasta nu am auzit prea multe lucruri și voiam să îmi zici câteva informații despre ea. Da, vitamina B12 în general se află în produsele din carne, în produsele de origine animală și e foarte importantă pentru organism, în sensul că deficitul ei ne poate provoca o anemie. O anemie care, dacă nu este tratată la timp, poate fi foarte gravă. Ia zi, Sebi, cum a fost? Ai mai învățat ceva nou? Am învățat despre sănătatea mamei și despre o vitamină nouă. Ce vitamină nouă? Se numește... Te-ai prins? Ce vitamină nouă? Vitamina ce? Hai zi cu vitamina nouă.
Vitamina 9 se numește vitamina B12, care ajută la organism și este luată din obiectele sau mâncărurile de la animale. De unde știi tu toate lucrurile astea? Am vorbit mai devreme cu un medic și am reușit să aflu cât mai multe. Deci îți place aici? Îmi place foarte mult. Te mai uiți la ceva? Îmi plac foarte mult mașinăriile și toate lucrurile care se întâmplă aici. E un pic zgomot? E un pic zgomot, dar în același timp foarte interesant. Te obișnuiești cu el? Da. Așa, data viitoare despre ce o să mai vorbești? Data viitoare o să vorbesc despre pregătirea pentru analize. Bun, bine. Asta a fost, prieteni. Mulțumim că ați fost alături de noi. Urmăriți și celelalte episoade de aici de la Sinevo. Pa, pa!